Asta la prieteni. În seara aceasta îl avem din nou alături de noi pe îndrăgitul medic neurolog Ovidiu Tudor. Bună seara, Ovidiu! Bună seara, Simona! Aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, în cariera ta de neurolog, câți pacienți ai întâlnit cu scleroză multiplă și să aibă același debut ca și diagnosticare și apoi două dintre simptomele cele mai rare pe care le-ai întâlnit în scleroza multiplă? Bun. Vorbim de un polimorfism extrem când ne referim la scleroza multiplă, motiv pentru care niciun pacient nu seamănă cu celălalt. Cred că depășesc cu mult numărul de 500, poate chiar spre 1000 de pacienți pe care i-am văzut, începând cu rezidențiatul, pentru că era perioada de formare până în momentul de față, de pacienți cu scleroză multiplă și fiecare dintre pacienți are într-adevăr propria modalitate de manifestare. Cu siguranță însă sunt anumite simptome pe care le regăsim mai frecvent, da? Iar aici mă refer la nevrita optică, mă refer la deficitele motorii, mă refer la parestezia morțel furnicături apărute într-un segment bine determinat și corespondent cu o leziune la nivel cerebral, mă refer la ataxie. Dar pentru că întrebarea ta totuși era puțin diferită și încercai să-mi scoți puțin așa din informații care sunt cele mai rare semne de scleroză multiplă, aș putea spune că am avut un pacient cu epilepsie care a venit, deși nu este deloc un criteriu pe care să-l luăm în calcul când ne gândim la acest capitol, însă toate cumva investigațiile ulterioare au demonstrat că este vorba de epilepsie și epilepsia era provocată de leziunile, de acele cicatrici demielinizante de la nivelul creierului, producând acel scurt circuit caracteristic care produce resetarea creierului și apariția crizei epileptice. Și deși nu este printre manifestările neapărat întâlnite la debut, este ceea ce se numește în literatură MS-HAG, îmbrățișarea sclerozei multiple, o senzație de strângere în brațe pe care o resimțeau, fără a putea fi foarte bine definită din acest punct de vedere, pentru că da, avem tulburări de sensibilitate atunci când ne referim la leziunile de la nivel medular, dar sunt cu un nivel foarte clar, adică în momentul în care te plimbi pe corpul pacientului cu un obiect medical care testează sensibilitatea, definești foarte clar de unde începe acea tulburare de sensibilitate. Aici era mai degrabă ca o strânsoare, ca o limitare, ca o tulburare de sensibilitate pe care am întâlnit-o în două cazuri, spre exemplu. Putem extinde aria pentru că am avut și pacienți care au venit cu dureri de cap și ulterior era scleroză multiplă, însă n-aș vrea să îi speriem pe oameni pentru că vorbim despre excepții mai degrabă. Poate doar ce încercăm să încurajăm este controlul medical periodic sau controlul atunci când apar simptome pe care nu reușim foarte bine să le înțelegem, deoarece în spatele lor s-ar putea ascunde și alt gen de cauze, însă le reprezintă mai degrabă excepția și nu regula, ca o încurajare. Da, știu că reprezintă excepția, dar să știi că din nefericire sunt foarte mulți pacienți cu scleroză multiplă care au dureri de cap, dar n-au discutat cu medicul neurolog despre ele. Exact. Eu am și o nevralgie de trigemeni atipică. Dar... Da, inclusiv nevralgia de trigemeni este, sau paralizia facială. Poate fi că tot ai amintit de povestea asta sau uneori chiar dureri la nivelul membrelor inferioare, dureri amestecate cu amorțeli, furnicături, din nou, care pot să apară, dar nu sunt caracteristice când vorbim de debut. Am înțeles. Prieteni, sperăm că v-am lămurit și cu cele mai des întâlnite, care ce a povestit domnul doctor, am mai auzit și de la alți medici, deci este clar că nevrita optică cel puțin au cam 60%, exact. Am înțeles, dintre pacienți. Ideea este cu nevrita optică, așa ca să și punctăm, apare la 40% ca debut și oricum se duce spre 60, chiar 70% pe măsură ce patologia evoluează. Deci nu este foarte simplu să ți se pună un diagnostic de scleroză multiplă, dar nu evitați medicul neurolog în general atunci când aveți ceva probleme și constatați că ele ar putea să corespundă cu eventualitatea unei scleroze multiple. Nu vă puneți singur diagnostic, nu vă diagnosticați cu prietenii, nu vă diagnosticați cu Facebook-ul, nu vă diagnosticați cu doctor Google. Deși informațiile sunt bune, nu vă diagnosticați cu dumnealor. Seară bună, prieteni! Seară bună, domnule doctor! Seară bună, Simona!